Salut! Merită să ai viță de vie? Asta e o viță de vie cel mai devreme în 2017, acum suntem în 2021. Deci cel mai probabil în 2018 are 3 ani și alea care să le vezi așa sunt mâncate de găini. Și astea sunt care nu le-am cules, am mai cules până acum, credeți-mă. Și, na, sunt droguri, 100% bio, nu i-am făcut nimic la ele. Și singura întreținere care o fac e să tai astea. Cam de două ori pe an. Sau maxim 3. Asta e a treia oară, practic. Na, deci merită. Chiar dacă îți pierde în mar, chiar dacă una dintre ei ți se prinde, nu știu ce, eu zic că merită. Poți să iei soiuri care au semințe, care n-au semințe, care, sau care au semințe foarte mici, sau care sunt soiuri foarte mari. Și poți să iei și pomi columnari. Ăsta e un gard la stradă. Eu zic că merită să ai viță de vie chiar. Plantezi odată, 10 lei și ai pe viață. O zi faină.